Suntem la seminarul 5 de mecanică teoretică, și dacă țineți bine minte, data trecută, la curs, deci în cursul 4 de mecanică, am analizat o anumită funcție numită Lagrangian. Pe care, în cazul când lucram în dimensiune 1, l-am privit în felul acesta. X și X prim erau definite pe un interval I inclus în R cu valori în R. Depindeau de timp, deci x de t este o dependență temporală și erau și x și x prim de clasă C infinit de la i la r. Și am văzut că Energia potențială care depindea numai de poziție. Și am construit noi o funcțională pentru toate curbele care legau un punct de pe traiectoria lui X, să zicem T1x de T1 cu T2x de T2, și am văzut și am văzut că această curbă, curba bună, care este chiar curba X, deci acest, aceasta, tehnic vorbind, când spun curba X, se înțelege că această chestie este de fapt ceva de forma T, X de T, adică este graficul unei funcții. Orice punct de pe această curbă este așa. Aici este T și aici este X și aici este originea. Deci S de Y, care era uh, integrală de la T1 la T2 din L de X, X punct DT, așa, avea ceea ce am numit noi variația de ordin întâi, dacă și numai dacă, pur și simplu am făcut calculele și ne-a dat că uh, calculele sunt echivalente cu a spune mx secund minus f egal cu 0, unde f egal cu minus dv către dx. Adică, cu alte cuvinte, variația de ordinul 1 a Lagrangianului Deci, uh, care intră în componența funcționale acțiune, m-a condus pur și simplu la, la celebra masă ori accelerație egal cu forța. Deci, cu alte cuvinte, aceste funcții de acest tip, da, dar veți spune, da, domnul profesor, aici nu am decât practic o singură funcție. Aici nu am decât o singură funcție care este exprimată în funcție de energia cinetică și de energia potențială. Da, numai că Lagrange, când a avut această idee, s-a gândit că unui sistem mecanic îi se atașează într-adevăr un Lagrangian care depinde numai de energia cinetică și de energia potențială, dar s-ar putea să existe, să punem așa, s-ar putea să există funcții. L întâi de, ca să lucrăm tot în dimensiune 1, L de XX punct, în aceleași condiții, numai că de data asta nu mai e o diferență dintre o energie cinetică și o energie potențială. Deci există funcții. Așa. Pentru care, ei, în momentul noi în am făcut puțin mai complicat, am luat uh, variația uh, scrisă în funcție de un parametru lambda, când luam curbele cu capete fixate care se duceau dintr-o parte în alta, la momentul lambda egal cu 0, și când făceam tot acest uh, calcul, când puneam identic 0, așa, acest lucru, pur și simplu, ne ducea când dimensiunea era 1 la D către DT din D rond L către D rond X punct minus D rond L către D rond X egal cu 0. Deci, această chestie am demonstrat-o în timpul cursului. Așa. Iar voi ați avut de demonstrat pentru acasă, și mai mulți dintre voi au făcut, pentru că nu era mare lucru de uh, făcut. Uh, mai, uh, deci, mai, cei mai mulți dintre voi s-au apucat și mi-au trimis. Am să schimb pagina că, în cazul când aveam. În cazul N egal cu 2, în cazul acesta, funcția depindea de un X, de un Y. De un X punct și un Y punct. Așa. Și, bineînțeles, S, în acest moment, am lăsat deliberat aici spațiul respectiv de la T1 la T2 din L de XY, X, Y X punct, Y punct de admite pentru toate funcțiile lambda care, toate din nou, pentru toate arcele care unesc punctul T X de T, Y de T cu asta să zicem T1, X T1, Y T1. T X de T2, Y de T2. Deci curba se duce în spațiu acum. Deci, Variația de ordinul 3 se anulează, deci aici ar fi trebuit să pun un fel de XY și să subînțelege că în felul acesta am trecut la dimensiune 2. Dacă și numai dacă și cei mai mulți din care mi-au trimis, adică cei mai mulți, toți mi-au trimis uh, corect uh, calcule făcute, până la urmă i-am ajutat să uh, ajungă la forma corectă. Deci forma corectă a calculului ținea de aplicarea corectă a derivatei din față să se mute din fața integrală să se mute în integrală, să folosească faptul că acolo derivata depinde de un parametru și funcția L are variabile care depind de X, Y, X', Y', de să folosească Teorema de derivare a funcțiilor compuse, și până la urmă și au demonstrat și în cazul 2 dimensional și în cazul n dimensional, că D către dt din D L către derond X punct minus rond L către derond X egal cu 0, D către DT din rond L către deron Y minus rond L către rond Y egal cu 0. Și în general, în momentul în care pur și simplu am o acțiune care depinde de nu știu câte coordonate, să zicem N coordonate, pe care aici pentru frumusețe l am notat așa, dar voi știți că matematic este bine să le Notați cu, să zicem, x1, x2 și așa mai departe, xn, x1', x2', xn'. Deci e mai ok, dar am scris așa pentru că este important întâi să aveți înțelegerea lucrului. Deci când luați integrală de la T1 la T2 din L de x, Y și așa mai departe X prim, Y prim până a terminați variabile DT de DS de lambda după ce îl construiați pe S lambda către D lambda la lambda egal cu zi, identic nul se demonstrează că conducea de data asta, dacă aici pentru el egal cu 2 au fost 2 ecuații, bineînțeles, practic, am putea să uh, scriem așa, se ajunge la D către DT din derond L către derond X uh, hai să punem K punct minus D rond L către derond X K egal cu 0 pentru K egal cu 1 până la N. Sau cum vreți să Notați voi coordonatele. În fizică să știți că fizicienii preferă să înceapă de la x0, x1, x2, x3, pentru că ei de obicei pe x0 îl asimilează cu timpul, dar mai degrabă cu viteza luminii ori timp, iar x1 este coordonata x spațială, care o cunoaștem Y spațial, Z spațial, adică să zicem un fel de lungime lățime, înălțime. Și pentru a face diferența între coordonata care conține timpul, evoluția în timp, ca să spunem așa, a spațiu timpului și celelalte coordonate spațiale, fizicienii au această regulă. Deci, cu alte cuvinte, aceste relații, dacă fi fost scrise pentru fizică, de la 0 și se terminau la N-1. Acestea sunt discuții pe lângă. Ceea ce contează cu adevărat este că la curs am, am găsit o metodă de a studia evoluția unui sistem mecanic. Deci, practic, Lagrangianul îmi permite să studiez evoluția sistemului mecanic și acest lucru se întâmplă prin ceva care înlocuiește forța egal cu masa ori accelerația, deci prin sistemul care l-am scris ultima dată, adică D către dT din D rond L către D rond XK punct, minus D rond L către D rond XK să punem K jos, așa l-am notat până acum, am să-l pun și eu jos XK, scuzați, am uitat să activez creionul, Bun. Deci, practic e ceva nou, e un uh, mod de a privi uh, mecanica uh, nou. Și pentru voi și pentru uh, oricine care în dimensiuni, dar în mecanică poți să lucrezi numai cu trei dimensiuni și considera această ecuație. Ea se înlocuiește cu acest sistem. Deci evoluția unei particule, unui sistem de particule, se poate scrie în funcție de acest lagrangian. Iar dacă cumva sunt la mecanică, cum am spus, el este de forma uh, uh, energie cinetică minus energie potențială. Deci pur și simplu am echivalență. Dar așa cum am spus și, o, uh, și ați început să vedeți prin exemplele pe care le-am dat data trecută, deci prin exemplele pe care le-am dat, se pare că la ne permit să studiem nu numai sistemele mecanice și și, să spunem așa, sistemele geometrice. Și am văzut data trecută că puteam să ne punem problema minimizării unui drum dintre două puncte A și B din spațiul euclidean. Adică curba care este cea mai scurtă care uh, unește punctele A și B în spațiu euclidean. Noi știam că dacă eram la geometrie diferențială, pur și simplu luam metrica ADS pătrat egal cu DX pătrat plus DY pătrat și aflam de acolo că geodezica metricii, deci ceva care îndeplinea uh, o relație deci de, de forma uh, XI, două puncte, dt plus gamma i j x j punct dt x k punct dt egal cu 0. Noi știam de la geometrie că așa ceva trebuie să fie obligatoriu dreaptă. deci pe, pe, pe dreapta. Deci, cu alte cuvinte, prin condițiile pe care le impuneam, impuneam, era chiar segmentul AB. Acesta era drumul minim dintre A și B. Acum, data trecută, am văzut că ne-a mă rog, ne venit ideea, considerăm, care reprezintă lungimea curbelor posibile care unesc A cu B și acest lucru s-a făcut, curbele erau de forma TXDT și ca urmare am uh, luat 1 plus X pătrat de T, ăsta era Lagrangianul, care bineînțeles depinde de X, care nu, nu depinde de fapt, și de X punct. Și în momentul când am luat metrica D pătrat egal cu L pătrat dt pătrat am obținut, ca fapt divers, exact ds pătrat egal cu dt pătrat plus dx pătrat. Iar pe de altă parte, când am scris ecuațiile Euler-Lagrange, deci ecuațiile Euler-Lagrange ne-au condus, deci în momentul când am scris ecuațiile Euler-Lagrange, ne-au condus pur și simplu la faptul că uh, curba, este dreaptă. Dreapta AB. Deci, cu alte cuvinte, este geodezică. Și, pe urmă, am mai văzut și în cazul geometriei neuclidiene, când am lucrat în H2, adică în, în semiplanul Poincaré. Semiplanul Poincaré. Și aici au existat, bineînțeles, răspunsurile voastre care continuau calculele mele. V-am spus toate acestea pentru că pentru că așa, am să schimb culoarea. Vreau să vă demonstrez astăzi teorema care pur și simplu, să spunem așa, face legătura cel mai bine între mecanică și geometrie, care de fapt ne arată că mecanica poate fi privită ca o geometrie și că de fapt și că de fapt aceste două materii sunt profund legate. Și anume, haideți să scriem enunțul frumos al teoremei și demonstrația va fi exercițiu, adică un calcul pe care îl vom face împreună, cu grijă, pentru că dacă îl înțelegem pe ăsta, pur și simplu, cred că putem spune că materia de geometrie diferențială a fost bine înțeleasă de toată lumea. Deci ne vom mișca încet cu acest calcul. Deci teorema spune următorul lucru. Fie L egal cu și îl iau de forma -J X I punct X, j punct. Facem notațiile ca la geometrie diferențială cu indicii sus. Așa. Ce știm? Gij egal cu G, J, I, și acestea sunt, depind numai de variabilele, deci cu alte cuvinte, sunt, fac parte dintr-o matrice simetrice, care depind numai de variabile de tip spațiu și nu de variabilele de tip viteză, adică de XI punct. Așa. Deci fie acest Lagrangian scris așa și am să fac un comentariu pentru ca să înțelegeți de ce l fi luat cel care a descoperit, îmi pare rău că n-am fost eu, așa, de ce l-o fi luat așa? Simplu, pentru că dacă faci ds pătrat egal cu l pătrat dt pătrat, în momentul când faci așa ceva, practic tu spui domne, metrica spațiului meu este GIJ. Aici este bine. Deci aici vine DXI, pentru că vine XI punct ori DT, vine DXI. DX. Deci din cauza asta a ales, a ales cel care a compus teorema, forma aceasta a Lagrangianului. Și atunci el spune, să dăm enunțul, atunci, ecuațiile Euler-Lagrange, adică să le spunem care sunt derond L către derond XK minus D către DT, din deron L către deron XK punct egal cu 0. Le-am scris pe dos, e același lucru. Așa. Sunt ecuațiile geodezicelor, geodezicelor metricii D pătrat egal cu L pătrat de T pătrat. Deci, aceasta este teorema pe care doresc să vă demonstrez în detaliu, așa cum am făcut noi. Deci, după cum știți, nu a fost la vreunul din cursurile mele, nici din anul 1, nici din anul 2, vreo teoremă care să îi fi spus enunțul și să nu vă fi demonstrat în detaliu sau să nu vă fi lăsat să faceți voi acest lucru în cazul când Uh, uh, teorema, mă rog, uh, exercițiul era unul simplu. Deci v-am pus în felul acesta să studiați și voi, să faceți calculele respective. Și demonstrația. Începe în felul următor. Am, uh, ați văzut că la modelul cu semiplanul Poincaré am folosit L pătrat. Și atunci Vom arăta așa, ecuațiile, deci vom arăta întâi un rezultat de timp ăsta, ecuațiile Euler-Lagrange, adică astea care le-am scris, Derond rond L către derond XK minus D către DT din derond L către derond rond XK punct egal cu 0, Deci ecuațiile acestea așa. Admit următoarea scriere Deci cu alte cuvinte Din această scriere O să vină O să vină Legătura Pe care am făcut-o În problema cu um, Semiplanul poancare Cu metrica poancare Aceea de S pătrat, egal cu 1 pe Y pătrat De X pătrat plus De Y pătrat Deci de rond. Acum pun L pătrat în loc de L, deci de aia se poate reține, către D rond XK, minus D către DT, D rond L pătrat către D x XK punct. Aș putea pune aici că e egal cu 0, că într-adevăr se va întâmpla 0, dar va trebui să vă explic contextul geometric în care se întâmplă să fie 0, deci deocamdată o să vă pun cu cât iese, deci, 2DL către DT, D-L către dt deron l către ca xk Deci, întâi voi demonstra echivalența aceasta. Adică voi demonstra că formula roșie este același lucru cu formula verde. Și când va fi, să arătăm cu geodezicele, porțiunea asta voi arăta că e 0. Dar, până atunci, trebuie să întorc pagina, nu am ce facem. Nu e mare lucru. Deci, am să scriu așa deocamdată ecuațiile Euler-Lagrange, le scriu din nou, dar am să vă de ce am scris. Ca să... Bineînțeles că în al doilea nu mai am de ce să... E, ce rezultă? Păi cât este această cantitate de aici? Se observă că această cantitate de aici este derond L pătrat către derond XK. Pentru că, într-adevăr, când îl derivez pe L pătrat, o să vină în față 2L și, pe urmă, derond L către derond xk. Așa. Și pe asta deocamdată las 2L de către dt din derond L către derond xk punct. Deci deocamdată las așa. Acum, pasul următor, pasul următor, deci am să scriu cu culoarea albastră. Am să calculez, deci să pun așa o chestie, că E un pas care am nevoie de el ca să ajung la ecuația aceea. Deci, voi calcula termenul care scrisese -mi eu acolo că am nevoie de el, și anume ca și cum ar fi în ecuația ca și cum ar fi ăsta de aici scris în funcție de L pătrat și nu în funcție de L. Deci, așa se reține. Deci, de către D către DT din D rond L pătrat către D rond punct. Păi, cât este aceasta? Păi, să ne gândim. În primul rând, că pe L pătrat, vedeți voi? uitați vă aici, L pătrat, în, în această chestie, am să scriu aici, se vede că L pătrat, Uh, am să scriu uh, deci de rond L pătrat către de rond X ca punct, am să -l scriu 2L, deci de fapt, ce să mai subliniez aici și aici și e mai simplu decât să mai înscriu o dată. Deci avem această egalitate. Și atunci scriu, este D către DT din 2L de rond L către de rond X ca punct. Deci, practic, n-am făcut decât să îl scriu pe ăsta în forma de mai sus. pune egal. Păi, 2 iese în față, vine un DL către DT, DL către Deron I. Păi pe mine cine mă interesează de, să spun cât este acesta de aici? Acesta de aici mă interesează. Și am să spun așa, deci doi, deci am să îl descriu pe ăsta, care coincide cu ăsta de aici. Și am să scriu 2 L de către DT din deron L către deron x punct, este egal cu uh, de către DT mă, mă uit la asta, de către DT din deron L pătrat către deron x k punct. Așa minus 2 DL către DT deron L către deron Xk care era membru drept. Și acum am această relație. Să ne uităm cu atenție. Înlocuiesc Înlocuiesc aici. Să pun verde. Înlocuiesc aici. Și o să rezulte, prin înlocuirea acolo, rămâne uh, derond L pătrat către derond XK. O să îl pun minus D către DT din derond L pătrat către derond XK punct. Vine cu... Care îl trec în partea cealaltă, deci o să vină minus DL către DT. Deron L către Deron X punct. Adică, dacă mă întorc pe pagina dinainte, este exact ecuația verde. Deci, în momentul când eu am de Euler-Lagrange, ele mai pot fi văzute și așa. Sigur că la cursuri e foarte elegant pentru profesor să spună exact ce am spus eu acum. Să considerăm ecuațiile euler lagrange scrise cum apare aici cu roșu și voi faceți calculele acasă și arătați-mi că ele pot fi văzute în forma asta. Eu am preferat să vă fac aceste calcule ca să Vă ajut. Deci, în acest moment am terminat și am arătat că ce am spus pe pagina cealaltă este ok. Așa. Reținem pentru, reținem pentru noi. Deci, reținem pentru noi pasul respectiv, adică transformarea ecuațiilor Lagrange în noua formă. Deci, dacă vreți să scriem așa. Până acum, din toată teorema, reținem că derond L către derond XK minus D către DT din derond L către derond XK. Punct egal cu 0, poate fi privit în forma derond. către de XK, minus d către dt, înlocuim d rond l pătrat către derond rond XK, punct, egal cu minus 2 d l către dt din d rond l către d rond x Reținem acest prim pas. Deci acesta a fost primul Acum ne vom, în al doilea pas a demonstrației teoremei, vom ține cont de faptul că L pătrat este Gij x i punct x j punct, ridicând la pătrat acel radical de acolo. Bun. Și acum, de aici, împreună, să calculăm noi cât fac derond L pătrat către derond XK. Păi, trebuie să uh, derivez o dată derond Gij către derond XK și pe celelalte două să le las nederivate. Și apoi ar trebui să derivez, să las g și să derivez pe x punct în funcție de xk, dar x punct nu depinde de xk, deci este 0, pe x punct în funcție de xk. Deci ceilalți doi termeni care apar sunt 0. Deci nu mai apare nimic aici. Deci am mai obținut în pasul 2, am mai obținut o formulă bună pentru noi care unde va fi folosită la un moment dat, evident o să o înlocuim aici. O vom înlocui aici. Bun. Am făcut și chestia asta. E acum avem pe celălalt care trebuie să deci vom arăta că deci pasul 3. 3. De către DT din vom calcula de către DT din D rond L pătrat către D rond XK. Deci, ăsta este pasul 3. Nu trebuia să fie XK punct jos? XK punct, scuză-mă, da. Nu, și mă gândeam mă gândeam să las aici aici ne scris nimic. Și... să ne ocupăm de pasul 3, adică să facem calcule și la sfârșit să scriem rezultatul, pentru că nu, nu poți să-l reții. Și atunci am să mă apuc să fac calculele. Deci, facem calculele. Pentru că vreau să las așa, pentru că apoi, după ce am și formula aceasta, o voi înlocui aici. Deci este clar că Ceea ce obținem la pașii 2 și 3, înlocuim în formula asta și ne apropiem de rezultat. Așa. Deci, facem calculele. Mulțumesc pentru observație. Întotdeauna să faceți observație, pentru că poate, chiar dacă mie mi se pare ceva foarte clar, să nu prezinte exact cum ați dori voi, dar mă chinui să fie cât mai bine. Deci. Deci suntem aici la d către dt din d rond l pătrat către d rond x k punct. Deci trebuie să scriu doar d către dt și trebuie să pun d rond către d rond x k punct și acum l pătrat. Pe l pătrat are această expresie. Deci aici o să pun gij x i punct x punct. Așa. Egal cu, am să scriu aici ca să nu înghesui, de către dt rămâne și acum să ne apucăm să derivăm. Pe în momentul când derivăm pe gij de, în funcție de x ca punct, pe noi știm că gij nu depinde de x ca punct. gij Depinde numai de XK. Deci, asta va fi. deci o să rămână doi termeni și anume Gij o să vină derond XI punct către derond XK punct XJ punct plus G, I, J, uh, x XI punct uh, derond XJ punct către derond XK punct. Ați înțeles până aici, da? Acum, ținem cont de faptul că de, când ai spune derond x1 punct către derond x2 punct, pe x1 punct nu depinde de x2 punct. Deci, pur și simplu, așa ceva produce 1 în cazul în care i egal cu k și, evident, produce 0 în cazul în care I este diferit de K. Deci, la fel și în partea aceasta. Și va fi așa, va rămâne D către DT și atunci să scriem frumos. Deci I egal cu K, deci în loc de I o să punem K. Deci o să vină KJ, j și aici D X XK punct către deron x XK punct este 1 și vine XJ punct. Și bineînțeles aici gerund I și în J îl facem K, IK și uh, rămâne X, K, imediat. Uh, Scuzați-mă, aici am... Uh... Deci J egal cu K. J egal cu K. Deci să mă uit. Aici, încă o dată, ca să nu fac cu prostie. Deci, G egal cu K, G, I, punct, X, I, punct. Și J, deci, J, K, X, I, punct. De fapt, cred că nici nu contează, pentru că e simetric și e vorba de sumare. Deci, chiar nu contează, dar corect este să scriem aici ca să Menținem ideea de la primul XI punct. Așa. Și acum, să mai observăm ceva. Egal, am să scriu de de aici. de către DT, exact ce spuneam. Avem sumare. Și mai știm că G egal cu gji. Deci mai știm că G egal cu gji. Deci, practic, această chestie se poate scrie 2 g k s x s punct. Adică e același termen pentru că aici se face sumă Einstein pe indicii J, aici sumă Einstein pe indicii I și se poate păstra K-ul ca indice fix și aia care au fost în sumă îi scriu, prima dată îl scriu pe JS, s, pe urmă îl scriu pe IS și am obținut chestia aceasta. Întorc pagina. Bun. Păi, practic, practic, sunt la, eu calculam pe ăsta, D către DT, din derond L2 către d XK punct. Și aici, tocmai arătați că ajunsesem la D către DT din 2 GKS X S punct. Bun, am ajuns aici. Păi, dacă am ajuns aici, să continuăm să derivăm. Deci odată o să vină să derivez pe GKS. Deci Hai să lăsăm că e mai simplu să să derivăm pe XS. Deci cu alte puncte, să spunem o că este 2 GKS. Deci îl lăsăm pe ăsta nederivat și îl derivăm pe IXS. Deci o să apară XS două puncte și apoi îl lăsăm. 2 este nederivat, evident, așa, e constanta din față. Deron GKS către Deron XM. DXM de către DT adică XM punct și mai era XS punct. Deci am ajuns la chestia aceasta. Și dacă ne uităm bine practic cred că atâta. avem nevoie să scriem să spunem că am ajuns Ia să... trecem acolo. Deci decât să scriu aici, mai bine îl trec acolo unde am spus. Deci era 2GKS, 2GKS XS2 puncte plus 2, nu mai puțin că v-am zis că nu sunt în stare să rețin foarte bine, așa, 2 de GKS, așa, pac, așa și vine 2 derond GKS către derond XM, XM punct, XS punct. Deci, în momentul când, asta este la pasul 3. Bun. Deci, la pasul 1 am arătat că de la ecuațiile oiler la granj în forma asta ajung la ecuațiile oiler la granj în forma aceasta după o mulțire cu 2L. La pasul 2 Calculam prima bucățică, la pasul 2 calculam a doua bucățică din membru stâng, și în acest moment cred că putem să le punem la cap, cap la cap. Deci, da, am sigur că practic, în acest moment, când le scădem, când le scădem, acela sol să nu le ai pe aceeași pagină să le vezi. Deci, ăsta de aici, deci trebuie, îl am pe ăsta, au am rămas pe gumă. Deci, deci, să pe gumă. Deci, de rond, lampa asta, deron gij, x punct, x punct. Așa. Minus ăsta, minus ăsta, egal cu minus alea. Bun. Să scriem. Deci, de Așa. Deci, deron gij, deron x -J. așa. Deci. Deci, vă rog să mă scuzați, efectiv, nu. Deci, trebuie să. Deci, am să întorc de una. Deci, primul este asta. Derongei J către deron X. Ca. Bun. Deci, așa voi face, pentru că altfel îmi e greu să le rețin derond uh, G, I, J, către derond XK, K X, I punct, X, J punct minus așa, păstă la alt răspund de la început 2 G, K, S, X, S două puncte minus 2 deron G, KS către deron xm xm prim xs prim egal și bucata care a mai rămas este minus dl către dt deron l către deron x ca punct minus dl către dt deron l către deron x ca punct O să uh, pun 2 GKSXS. Da. Profesor, da. Vă egal acolo sus nu era minus 2 DLPDT ori de rondel pe de uh, ca XK. Mai era un 2, mi se pare. Da, mai era un 2. Da. Mulțumesc foarte mult. Deci aici mai este un 2. Mulțumesc foarte mult. Deci, vă spun sincer, pe mine mă derutează să lucrez cu o tabletă atât de mică în față, pentru că nu pot, deci dacă ești la tablă, ai table, două table, trei table și în momentul când te uiți, te uiți pe tabla de alături unde ai toate chestiile astea și ți le transcrii. Așa, pe cuvânt îmi este foarte, foarte greu să lucrez așa. Și nu, nu, nu mi-ar plăcea să le am scrise pe o foaie și pe urmă să le transcriu în fața voastră și să mă dau deștept de la distanță. Deci, efectiv, vă mă rog să mă credeți că mă consumă un, un, un curs din asta mult mai mult decât mă consumă uh, cursul dacă l aș face la tablă. Așa. Și am rămas ăsta cu 2 cu... S2 puncte. Să uh, punem uh, și plus 2 deron G KS către derond XM XM punct XS punct așa minus derond G IJ către deron XK XI punct XJ punct așa și în partea asta să pun 2 DL către DT, derond L către derond XK, deci le-am scris așa. Acum mă voi folosi, mă voi folosi de faptul că indicii așa sunt indici de sumare. M, de exemplu. M este indice de sumare și pot să-l înlocuiesc eu odată să-l notez, să zicem, cu o literă și odată cu altă literă, astfel încât eu vreau să mă folosesc astfel încât aici să crez să creezi simbolul lui Cristofel de, de speța întâi. Și atunci este clar că am să pun 2 GKS X S 2 puncte. scriu ca sumă, deci îl voi spune așa, deron G KS către deron XM, las așa și ca urmare Aici voi pune XM. Așa. XS. Bun. Acum, pe celălalt, îl voi scrie uh, Deron km Deci, va veni KM către Deron XS. Și acum m-am folosit de faptul că Ăsta cu ăsta erau indice de sumare, și am terminat cu termenul acesta. Și ăsta va veni pur și simplu Deron GMS către XK. A. Ah, bun. Egal cu. De acum, de acum este destul de clar. 2DL către DT, Deron L către Deron XK. Deci, împart la 2. Împart la 2. Vă rog să-mi permiteți să fac acest lucru direct, adică îl șterg pe doi de aici și pun 1 pe 2 aici și îl șterg pe 2 de aici. Și atunci, dacă ne uităm bine, am obținut deja GKS XS două puncte. Aș putea, aș fi putut să și mulțesc cu GIK, evident. Haideți să punem și, să înmulțim cu g -I -K. Așa. G deci, dacă și înmulțesc cu g -I -K, am să pun aici g -I -K și acesta este 1 pe 2 deron G. Sau ia mai bine să vi-l scriu în fața voastră. Să ne gândim că acesta este un uh, simbol Cristofel gamma și indicii sunt. Deci MS sunt cei care sunt împreună care apar aici în ultimul termen virgulă K. Aha. Deci așa este. Și în partea asta altă o să ne dea acest GIK, care am mulțit ambii membri, DL către DT, deron L către deron XK punct. Păi, dacă ne uităm bine, acest termen de aici este simbolul lui Kronecker I S jos. Deci există numai când S egal cu I, atunci este 1, rest este 0. Deci asta este X, I, două puncte, plus acesta este gamma I și aici vine... Uh, M MS, Gamma IMS. Am uitat să mai scriu pe XM.XS. punct. Adică pe ăștia de aici. XM.XS. punct. Și aici las pe G. DL către DT, derond L către de D XK. Deci asta a fost chestia grea. Bucățica asta care tocmai am scris-o în membru stâng. Bucata aceasta. Vă dați seama că e partea ecuației geodezicelor. Deci m-am apropiat. Deci mai am foarte puțin și termin. Deci ce a rămas? Deci a rămas, lăsăm GIK-ul ăla din față și să ne concentrăm puțin pe cum era acolo, DL către dt derond l către derond xk. Așa. Păi să nu uităm cine este, cine este l. să unde am scris eu chestia asta. Este egal. Hai să vedem din nou dl Către DT, și acum vine Deron către Deron XK, și el este radical din JJ, uh, XI punct, XJ punct. Deci, să mai îl facem puțin să, să se vadă. Egal. DL către DT, Așa, și acum derivez un radical, deci 1 supra 2 radical, deci aș putea să pun direct 1 supra 2 L. Și acum trebuie să derivez cantitatea de sub radical, deci D de rond către D rond ca punct din G IJ XI punct XJ punct. Așa, care este egal cu DL către DT. Așa și aici uh, unul pe din uh, nu din, nu unul pe doi, scuzați-mă. Uh, aici când derivez, am mai făcut derivarea asta, Gij nu depinde de XK. punct. Deci prima chestie ă uh, derond către derond de XK. punct este 0. Și uh, celelalte depind și am văzut că mi-a dat un 2 doi... GKS X S Deci cum poate zic care mi aleg a, așa. 2 se duce cu 2, deci practic DL către DT, de L către Don XK punct, este 1 supra L, și uh, am GKS, hai să punem așa, GKS, XS punct. Bun. Mai pot să spun ceva? Păi hai să ne gândim, să ne gândim puțin, și eu vă propun pentru asta să ne gândim de unde vine S. Deci S-ul, adică acțiunea este integrală de la T0 la T, din L, să zicem de tau. Bun, deci este așa ceva. Adică este integrală de la T0 la T din radical din Gij XI punct x punct de tau. Pe, cu alte cuvinte, S până la urmă va depinde de T. Și în momentul în care voi deriva S Deci, deci, având în vedere faptul că putem să luăm L de T0 egal cu 0 și așa, deci răspunsul este S punct egal cu L. Deci, cu alte cuvinte, alegând bine faptul că în L 0, de T0 cerem să fie 0, avem S punct egal cu L. Și, ca urmare, dacă mai derivăm o dată, S două puncte, este DL către DT, ăsta de care aveam nevoie aici. Și practic, DL către DT, derond L către derond X ca punct, este, este egal cu... Îl punem, deci, îl punem în felul următor. Derond L către Deron XK punct este Deron L. Deci aș vrea să îl fac să depindă. Deci, în primul rând, 1 pe L, ăsta este foarte clar, este 1 pe S. Punct. Și Uh, acesta a fost deron L către deron X ca punct. Deci uh, S2 puncte deci S2 puncte este DLPDT Deci ne mai uităm o dată S2. Cum e mai convenabil să scriu? Nu mai puțin că m-am blocat în propriile mele idei. Deci cum e mai convenabil să scriu? S2. 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 Este DLPDT. Este DLPDT este S. Punct. S. Punct. Și aici nu mai contează, vine GKS X S. Punct. Da. Deci, o să scriem că DL către DT, D rond L către D rond XK, așa, este uh, XK. Punct. Punct. Aici era scris. Așa. Este asta. Aici este S punct. Deci, încă o dată, ăsta de aici, deci de rond L către DT, DL către DT, este S două puncte. Deci ăsta este asta. Deci nu v-am păcălit cu nimic. l de aici, l de aici este S-prim, este asta. Deci, când mă uit la toată chestia aceasta, în raport cu ultima formulă scrisă aici, așa, pei, acum îmi dau seama, aici, când am scris de asta, nu, nu vedeam, aici lipsește DL către DT. Ori unul pe L, și așa mai departe. Deci, în acest moment este bine. Deci am reușit o evaluare a lui DL către DT derond către derond XK. Deci mă duc mai departe aici și scriu direct evaluarea. Deci am reușit că DL către DT derond L către derond XK. Așa, este egal cu S secund supra S prim. GKS, XS', și asta în condițiile în care S. Spun direct, S este egal cu L și S secund este DL pe DT. Deci, practic, acțiunea, bineînțeles, a fost pentru noi integrală de la T0 la T din din uh, L de, de tau. Am zis L de tau. Bun. Deci am reușit chestia asta. Păi, dacă am reușit chestia asta, înseamnă că acel X I secund plus gamma I era MS X M punct X S punct, așa, era egal. Să nu uitam că am înmulțit cu. Am înmulțit uh, cu GIK. Deci aici trebuie să pun GIK, GKS, XS, punct. Și bineînțeles și am pe acest S secund supra S. De aici îmi apare un delta IK. Delta IS, scuzați-mă. Delta IS. Deci, numai când S egal cu I. Deci am ajuns la faptul că, precis, ecuațiile Euler-Lagrange se transformă în așa ceva. Deci, aici o să fină S secund sub S și aici ar vine X, I, punct. Deci, așa, în așa ceva se transformă ecuațiile Euler la Bun, dar eu știu că pot să aleg, deci pot, pot alege integrală de la T0 la T din L de tau așa să nu uităm că era S S care depindea de T deci eu pot să aleg acel T bine astfel încât rezultatul să fie T și când îl derivez când îl derivez T derivat să-mi dea 1 deci pot să, deci este ca și cum ai alege uh, uh, parametrul pe curbă să fie exacte. Exacte să fie parametrul pe curbă, pentru care curba aceea să fie canonic parametrizată, cum spuneam noi la, la geometrie diferențială. Păi dacă reușesc așa ceva, adică evident că pot să reușesc, că mi-aleg așa ceva, asta înseamnă că în momentul când luăm S secund, îmi dă 0. Și dacă S secund este 0, deci după ce fac alegerea aceasta a parametrului, înseamnă că Deci aceasta, împreună cu aceasta, mă conduce la faptul că ecuațiile Euler-Lagrange da. sunt chiar să ne uităm aici frumos la ele egal cu 0. Deci alte cuvinte, ecuațiile geodezicilor. Deci am pornit de la ecuațiile Euler-Lagrange. Să vedem pașii încă o dată. Pe prima pagină este ideea, că restul sunt calcule. Deci, pe prima pagină. Deci, pornim de la ecuațiile Euler-Lagrange. Le transformăm cu înmulțire cu 2L. Și ne apucăm și luăm fiecare Termen. Mă va interesa întâi de rond L2, deci mă va interesa primul termen. Deci, ăsta de aici. Apoi ne va interesa cel de-al doilea. Și, bineînțeles, ne va interesa și cel de-al treilea. Îi calculez pe toți. Deci, sunt niște calcule care trebuie să le faceți cu grijă și e mult mai ușor să le faceți pe foi și să puneți foile uh, pe lângă. Deci, le faceți toate calculele, și în momentul când le faceți calculele și adunați rezultatele, a mai fost aici un singur punct mai special, ăsta, în care pe ăsta l-am scris în felul acesta. Și, practic, toți, toți trei au contribuit să-mi creeze un simbol cristofel. Deci, asta este ideea în mare. Deci, se înlocuiesc, deci se mulțește cu 2L, se obține ecuația echivalentă și fiecare termen din ecuația echivalentă se calculează și la sfârșit se obține această ecuație de aici. Deci acestea sunt ecuațiile euler lagrange Dar dacă parametrul pe curbă mi-l aleg cum trebuie, adică dacă acțiunea o fac pe curba care este parametrizată canonic atunci înseamnă chestia asta. Deci, cu alte cuvinte, S secund egal cu 0, membru ăsta egal cu 0, deci ecuațiile care apar uh, sunt acestea, și cu alte cuvinte, d² pătrat egal cu L pătrat de T pătrat este exact metrica. Deci, să spunem ideea. Pur și simplu am un Lagrangian pe care îl cheamă așa. În momentul când pentru acest lagrangian eu mă apuc și uh, calculez derond L către derond XK minus D, uh, către DT din derond L către derond XK punct egal cu 0. Când mă apuc să calculez asta, ceea ce obțin sunt xi două puncte plus gamma i es, să zicem, mai departe, xm punct xs punct egal cu 0, adică obțin ecuațiile geodezicelor. Ecuațiile geodezicelor. pentru metrica, pentru metrica d egal cu L de T pătrat, L pătrat de T pătrat, adică pentru metrica d egal cu GIJ dxi XI Deci, Lagrangian, ecuațiile Euler-Lagrange, dar de fapt acestea sunt ecuațiile geodezicelor metricii acestea. Deci când au loc procese mecanice, cumva forțele care apar în aceste procese mecanice fac să apară Lagrangian, se schimbă structura spațiului pentru că Lagrangianul acela modifică geometria spațiului ca fiind geometria, deci ca, ca fiind geometria unei metrici în care Lagrangian este partea metricii Lagrangeanul este partea metricii. Deci, deci geometria se schimbă într-o geometrie a unei metrici în care Lagrangianul este parte și ecuațiile euler lagrange care le-am calculat punând celebra condiție de anulare a primei variații a acțiunii sunt de fapt ecuațiile geodezicelor Metrici. Acest lucru este fundamental. Natura dorește să se întâmple așa. Natura dorește. Deci, de câte ori noi vom considera o problemă de mecanică sau de geometrie, ați văzut că la problemele de geometrie este foarte simplu, este foarte simplu. Deci dacă eu am metrică, cum am fost cazul acesta pe care vi l-am prezentat data trecută, având doar teorema asta în cap, eu pot să spun, îmi aleg la Lagrangianul care să depindă de XY, X, Y, X care să fie 1 vreau să fie 1 pe Y pătrat, îl pun cu radical pentru că am învățat din teorema de astăzi că trebuie să pun 1 pe radical. Așa, x punct pătrat plus y punct pătrat. Deci, în momentul când consider lagrangianul ăsta practic eu am obligatoriu metrica aceasta, ecuațiile orile lagrangi de rond L către de rond X minus D către DT, derond L către derond X, uh, X punct egal cu 0 și derond L către derond Y minus D către DT, derond L către derond y, y punct egal cu 0, noi am arătat data trecută că sunt exact ecuațiile geodezicelor Metricii. Deci, cu alte cuvinte, în momentul când am o metrică la geometrie diferențială, ea se poate scrie în funcție de un Lagrangian. Iar dacă se poate scrie în funcție de un Lagrangian, înseamnă că ecuațiile lui Lagrange, conform teoremei de astăzi, sunt ecuațiile geodezicelor metricii. Deci, la geometrie diferențială, tot ceea ce fac se poate. Rescrie în limbaj de la. invers. În momentul când am procese mecanice, există un Lagrangian, iar acel Lagrangian uh, conduce uh, la ecuațiile euler lagrange În momentul când avem variația, prima variație a acțiunii. Deci, cu alte cuvinte, dacă se anulează prima variație a acțiunii, avem ecuațiile Euler-Lagrange. Deci, spațiul configurațiilor formate de, să zicem, variabile XY, să zicem, avem un proces mecanic în care avem nevoie să descriem un, un punct prin două coordonate, deci îl privim cum evoluează el în spațiul T, X de T, Y de T. Privim evoluția acolo. Și acolo ceea ce obținem, ceea ce vedem în urma acelei evoluții, ecuațiile respective care arată ca astea așa, produc niște curbe care curbe nu sunt altceva decât geodezicele metricii induse de la Grangean. Deci mecanica se geometrizează cu ajutorul agranjenilor. Geometria diferențială, la rândul ei, se poate rescrie în limbaj de la granjen. Deci ăsta a fost cursul de astăzi. Vi l-am făcut încet de tot. Am parcurs demonstrațiile încet. Când o să le luați și o să le scrieți voi, o să vedeți că este foarte simplu, dacă le aveți undeva scrise. V-am explicat că obiceiul meu este... Vedeți, ne-am cunoscut foarte puțin. M-ați văzut trei cursuri, patru cursuri. Cred că nici nu mai știți cum arăt. Așa, uh, uh, nu m-ați văzut vreodată la vreun curs să vin cu niște foi. Deci ideea este că și voi trebuie să fiți capabili să puteți să vă exprimați ideile matematice. Pentru că, de fapt, la sfârșitul unui curs din acesta de mecanică, trebuie să poți să spui pe ce s-a bazat mecanica, care erau principiile ei fundamentale, și apoi mici chestiuni legate de capitolele pe care le-ai studiat. Cum arată și cum se reprezintă forța gravitațională, ce înseamnă potențial, ce înseamnă energie potențială, ce înseamnă energie cinetică. Cum arată, de exemplu, forța centripetă, ce putem să spunem despre viteza de evadare, cum evoluează în spațiu corpurile cerești când se mișcă în jurul uh, soarelui, ce legi putem desprinde. Asta este în forță mecanica. Am văzut că putem să descriem marele, putem să vorbim despre existența materiei întunecate, putem să vorbim despre existența găurilor negre, totul pe baza unor mici artificii pe care le-am făcut și culmea doar, ca să spunem așa, ca latură teoretică, vedem de fiecare dată cum anumite porțiuni din uh, mecanică se pot scrie în limbaj de, diferenț de geometrie diferențială, pentru că, de fapt, mecanica, în momentul când o vom scrie în limbaj de geometrie diferențială, acceptând anumite lucruri pe care le vom accentua la momentul potrivit, devine teoria generală a relativității. Așa, vă rog frumos să-mi spuneți dacă aveți voi întrebări. Deci dacă doriți să-mi adresați vreo întrebare. După cum ați văzut, nu v-am lăsat nicio problemă la acest seminar. Ce aș dori să faceți, așa, este ca fiecare să-l scrie foarte frumos, și ca temă atunci să fie pentru voi să rescrieți frumos toate calculele care au condus la demonstrarea acestei teoreme fundamentale privind geodezicele. Metricii date de Lagrangian. Ok, s-a înțeles?